Mitropolia Moldovei și Bucovinei pregătește un set de măsuri pentru finanțarea parohiilor din județele Moldovei, care au rămas fără venituri, ca urmare a suspendării activităților religioase pe fondul epidemiei de coronavirus. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei precizează că la nivelul Mitropoliei există un fond de întrajutorare care poartă numele de Păstorul cel Bun, care permite sprijinirea parohiilor sau a preoților aflați în dificultate. Personalul clerical beneficiază de o contribuție de la bugetul de stat, însă fondurile alocate erau utilizate până în prezent în special pentru plata contribuțiilor sociale ale preoților.